În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Piatra pe care nu au luat-o în seamă ziditorii a ajuns să fie în capul unghiului. Iubiți credincioși, cea de-a treia zi a praznicului nașterii Domnului este o zi dublată și de prăznuirea Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan. Sfântul întâi mucenic și arhidiacon Ștefan este primul din cei 7 diaconi pe care Dumnezeu a rânduit să fie aleși dintre cei care îl cunoscuseră și cei care trebuiau să-i ajute pe cei 12 apostoli, pentru că în timp cultul nu le mai permita altceva acestora decât să slujească pe la mese. Și atunci a zis, alege 7 bărbați cu nume bun dintre voi, din care să mergem pe această slujire. Și iată că cei 7 diaconi s-au adunat în jurul arhidiaconului Ștefan. Și astăzi biserica prăznuiește pe cel care a fost întâi mucenic, pentru că el a fost chemat în fața mulțimii de către bătrânii poporului și arhierei și cărturari și pentru faptul că îl mărturisea pe Hristos la numai 14 ani de la înălțarea Mântuitorului la ceruri, s-au adunat și, conform obiceiului de atunci, l-au omorât cu pietre. Omorârea cu pietre, să știți că nu este o pedeapsă pe care lumea a uitat-o, din păcate. Încă, prin Orientul Mijlociu, se mai practică această pedeapsă. Se aruncă cu pietre până când cel care devine țintă nu mai mișcă. Această omorâre cu pietre se numește lapidare. Spre deosebire de celălalt termen de lapidare, care înseamnă cu totul și totul altceva. Cel care își însușește probabil niște pietre mai prețioase este acuzat de delapidare. Dar iată că astăzi am să vă vorbesc puțin despre această piatră pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii. Cu piatra, să știți că ne-am întâlnit de foarte multe ori, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și anume, piatra este altarul de jertfă pe care îl pregătise Avraam ca să jertfească lui Dumnezeu pe fiul său Isaac, pentru că așa îi ceruse Dumnezeu. Piatra este cea peste care și-a pus capul să se odihnească Iacov atunci când a visat o scară care se întindea până la cer și era sprijinită pe această piatră. Piatra este cea pe care i-au arătat-o diavolii Mântuitorului în pustiul Carantaniei după ce acesta postise 40 de zile și 40 de nopți și a spus, poți să faci din pietrele acestea pâini. Și Mântuitorul a zis, mergi înapoi a mea, Satana. Piatra este cea despre care ne vorbește Mântuitorul atunci când spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Piatra este cea care a rămas în mâna celor care erau pregătiți să arunce în femeia păcătoasă. Și când Mântuitorul a spus, cel fără de păcat dintre voi să arunce primul cu piatra. Și au rămas cu piatra aceea în mână. Piatra aceasta ne vorbește nouă astăzi despre viața noastră. În viața noastră avem foarte multe încercări, foarte multe obstacole, dar mai ales foarte multe răscruci de drum. Nu știm încotro să o luăm și credem că dacă ni se întâmplă un rău, mai mic sau mai mare, este o piatră de încercare sau piatră de poticneală. Și ori ne oprim în fața acelei pietre și nu luăm nicio decizie și rău facem pentru că viața trebuie să meargă înainte, ori o ocolim prin stânga în loc să o ocolim prin dreapta, ori ne întoarcem crezând că este o bornă kilometrică și ne desparte de granița cu o altă parte a vieții noastre,
În orice caz, ne cam speriem de piatra pe care o întâlnim. Această piatră de potigneală ne aduce astăzi biserica cu prilejul praznicului Sfântului Arhidiacon Ștefan. Când primea Sfântul Arhidiacon Ștefan pietre peste tot trupul său și știa că va muri, pentru că nu se oprea nimeni până când nu l-ar fi văzut zăcând mort, în timp ce el primea aceste pietre, se ruga lui Dumnezeu spunând: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Vă să zic că și noi trebuie să învățăm un lucru. Atunci când vine peste noi, așa cum credem noi, un necaz mai mic sau mai mare, când avem parte de vreun eșec, tot așa mai mic sau mai mare, credem că e sfârșitul lumii. Totul se încheie și primul vinovat, adică vinovatul de serviciu, este Dumnezeu. Cum, Doamne? Păi eu care te-am rugat atâta vreme, eu care m-am dus la biserică, eu care, păi, să poate, taman mie. Păi pe vecinul meu nu l-am văzut niciodată ieșind în casă într-o zi de duminică de dimineață, nu l-am văzut niciodată că se duce și el să se pregătească pentru sărbători și ia uite, are casa cea mai luminoasă și mai departe. Această piatră, fraților, este încercarea noastră. Și astăzi Dumnezeu ne spune un lucru lămurit, că nimic din ceea ce credem noi că ni se întâmplă împotrivă nu este împotriva noastră, ci este tocmai ca să ne ajute. Îmi aduc aminte de cineva care era foarte, foarte necăjit că rămăsese fără permisul de conducere. Înainte de sărbători, știi, când ți-e lumea mai dragă pe românește, de parcă atunci când îți lipsește ceva, trebuie să fie vreun prilej deosebit. Nu, că atunci când îți lipsește ceva, exact atunci ai nevoie de acel ceva. Și acum, cum era să-l mângâi pe bietul om? E foarte greu să poți să intri în legătură cu cineva supărat. Mă gândesc și la Dumnezeu, săracul, la cât poate El să ne ajute. Și lui este greu, să știți, să intre în inima omului supărat care zice: Doamne, nu mai am nevoie de nimic, te-am rugat și nu m-ai ascultat. Și atunci m-am apropiat de omul acela și am spus: uite, vreau să spun un cuvânt. Mi s-a întâmplat să cunosc pe cineva cu niște relații deosebite care a săvârșit un accident, dar a săvârșit-o din vina lui. Dar accesând pe unul și pe altul, care cunoșteau pe unii și pe alții, și-a recuperat permisul exact în ziua în care a săvârșit-o. Și bineînțeles că omul a crezut că mi-am terminat povestea, că poate am pe cineva și să-l ajut în felul acesta. Dar nu l-am lăsat prea mult să se bucure, pentru că i-am spus: să știi că la vreo lună de zile de la acest eveniment, omul care trebuia să mai stea încă 2 luni liniștit în dreapta unui alt șofer, a avut un accident și a plecat la Domnul. A murit. Și ne gândim așa, nu cumva Dumnezeu a vrut să-l ferească de acel drum, să nu-și încheie zilele la o vârstă foarte fragedă? Și el, forțând lucrurile însă, a ajuns să împlinească o altă rânduială? Iubiți credincioși, nimic nu este întâmplător. Și dacă știm lucrul acesta și dacă intrăm într-o altfel de logică, părăsind-o pe cea lumească, aflăm exact ceea ce ne citează Mântuitorul din proroci. Au n-ați citit oare că piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii a ajuns să fie în capul unghiului? Poate că mulți dintre cei care au avut permisul suspendat, dintr-o greșeală de-a lor, trăiesc astăzi tocmai că au stat cu minți 3 luni de zile în dreapta unui alt șofer. Asta este numai un caz așa mărunt de care mi-am adus aminte, vorbind despre pietre din capul unghiului. Dar viața noastră, să știți că are pietre de potigneală numai dacă le băgăm în seamă. Să știți că în Vechiul Testament mai e vorba de o piatră. O piatră pentru care însuși
Moise n-a mai intrat în Țara Sfântă, ci decât i s-a îngăduit să o vadă. Era muntele Moria și o piatră foarte, foarte mare, la care l-a trimis Dumnezeu însuși să bată cu toiagul lui Aaron, care o drăslise ca toiag, ca să dea apă poporului. Și Moise, înconjurat și de un popor cârcotaș, e drept, adică circunstanțe atenuante avea destule, a încercat, să spunem așa, în termenii noștri de astăzi, o mișcare diplomatică. Și n-a crezut până la capăt că dacă l-a trimis Dumnezeu să bată cu toiagul în piatra muntelui Moria, și a spus, vom bate cu toiagul în această piatră, poate ne va da Dumnezeu apă. Adică dacă se întâmpla să nu dea apă, nu-l linșa poporul. Dar lui a fost teamă să spună, vom bate aici și vom avea apă. Și dar dacă nu e apă, ce mă fac? Mă linșează, frații. Vedeți, până la urmă, piatra trebuie să se întâlnească în inima noastră cu credința. Cu credința puternică și cu credința într-o altfel de logică. Să ne așezăm în mijlocul unor zidari, pietrari, care știu ei pe ce pun mâna, pe aia trebuie să așeze într-un colț. Și iau piatră cu piatră și la un moment dat, din când în când, observăm că prin mâna ziditorilor vine un colț de piatră și îl dau la o parte, mai fac un rând, iar vine rândul pietrei acelea, iar o dau la o parte și până la urmă, în colțul cel mai delicat al construcției pe care o zidesc ei, își aduce unul aminte că am dat o piatră de colo-colo, aduceți-o încoace ca aia să se potrivește exact aici. Așa este cu viața noastră, fraților. Orice eșec din viața noastră este piatra aceea de care avem nevoie. E adevărat, nu atunci când credem noi, dar cu siguranță că acea piatră este cea care ne va ajuta exact în momentele pe care nu le credem departe. V-am spus că eu trebuie să dau mărturie toată viața mea că sunt rodul unui eșec în ochii celorlalți, chiar și în ochii părinților, în ochii fraților, pentru că m-am dus la examenul de treapta a doua în 82 și n-am luat acel examen, datorită căruia am avut voie să mă duc să dau examen la seminar, să iau examenul de acolo, să-mi încep studii teologice și să fiu acum în fața dumneavoastră. Sunt sigur că aceea a fost piatra din capul unghiului întregii mele biografii. Dacă este să mă bucure vreun eveniment mai mult decât acesta, vă spun că nu există. Acel, așa zis, eșec mi-a dat voie să ajung aici. Acel, așa zis, eșec pe care l-au văzut ceilalți a fost spre așezarea mea în colțul Sfintei Mese și să vă slujesc dumneavoastră și lui Dumnezeu. M-a așezat în capul unghiului și iată că acum vă pot spune că niciodată în viața omului nu există eșec, ci există decât mâna lui Dumnezeu care dă la o parte o piatră și o pune pe alta. Acea piatră este cea care ne schimbă viața dacă știm să o acceptăm. Vedeți că ziditorii n-au aruncat piatra, ci au ținut-o pe lângă ei. Au dat-o la o parte, dar n-au scos-o din șantier. Piatra aceea, care urma să devină în capul unghiului, era întotdeauna pe lângă ei. De aceea nu trebuie să rugăm pe Dumnezeu să ne dea la o parte eșecurile din viață, să ne așeze Dumnezeu numai ca pe niște oameni de succes. Să știți că succesul n-are nicio legătură cu ceea ce credem noi. Dacă tragem linii la sfârșit și constatăm că ne-a ieșit bine un lucru sau altul, trebuie să ne uităm puțin mai sus să vedem dacă, într-adevăr, acest lucru l-am vrut și noi. Probabil că sunt lucruri pe care le vrem la o vârstă
la care nu s-au împlinit lucrurile, cum ar fi, am mai spus și altădată, un agricultor iscusit de alminteri care pune în pământ grâul din tot hambarul său, îl pune de cu toamna, știind că peste acel grâu trebuie să vină și zăpada, să vină ploile și de-abia în vara următoare, peste 9 luni, va ieși spicul. Dar dacă ar fi neîncrezător agricultorul acela, s-ar duce în fiecare zi și ar verifica dacă a început germinația. N-ar face altceva decât să miște în sens rău bobul acela de grâu din pătulul lui și să strice un lucru început, adică germinația. Așa facem și noi de foarte, foarte multe ori, crezând că este vremea, crezând că trebuie să ne grăbim sau, vezi, Doamne, ne uităm și facem comparații. Da, dar uite, un coleg de-al meu a ajuns nu știu cum și trebuie să ajung și eu. Trebuie să fim foarte atenți și la ce a făcut Mântuitorul când a mers și toți ucenicii împreună cu el erau înfometați și de departe au văzut un smochin verde. Și spune Sfântul Evanghelist Luca, nu era vremea smochinelor. Și când s-a apropiat de el, Mântuitorul a constatat că nu are smochinele coapte, a zis, de acum înainte nu vei mai rodi niciodată. Înseamnă că roada noastră este cu timp și fără timp. Trebuie să știm foarte, foarte atent cum stau lucrurile. Mulți comentatori se întreabă de ce a cerut Dumnezeu smochine când recunoștea că nu era vremea smochinelor. Ei, așa ne întrebăm și noi. Nu cumva Dumnezeu vrea de la noi o roadă despre care cei din jurul nostru cred că trebuie să mai așteptăm să o dăm? Nu cumva piatra din capul unghiului este rodul smochinului neroditor? Când noi credem că dacă avem frunze este totul, că vezi, Doamne, nu s-a făcut vremea pârgii smochinelor? Nu cumva ne amăgim noi și să credem că trebuie să terminăm tot felul de școli ca să ajungem nu știu pe unde, spre bucuria unuia sau a altuia și spre tristețea altora? Nu cumva vremea smochinelor este tot timpul și că nu o vedem din cauza pietrei cele din capul unghiului? Pietricica aceea care ne mai deranjează câteodată și intră în pantof și ne strică ciorapul este cea care ne ține treji. Ne ține cu luarea aminte despre această piatră. Am vrut să vă spun astăzi câteva lucruri, pentru că această piatră venind peste Sfântul Arhidiacon Ștefan i-a dat voie să vadă cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu la judecata de pe urmă. Va să zic că dacă putem să primim cu bucurie un necaz la prima vedere, cu siguranță că roadele vor fi înmiite și mai ales nu vor întârzia să apară. De aceea trebuie să știm că orice lucru de al nostru de care ne împiedicăm este un lucru care ne aparține. Cu siguranță că vom ajunge într-un colț al zidirii destinului nostru și ne va trebui exact lucrul care credem noi că ne-a făcut cel mai mare rău. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să acceptăm aceste lucruri, pentru că ele sunt pietrele cele din capul unghiului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.